eventual nu mă cunosc. Sunt un om care a fost ministru în 5 guverne, a câștigat de 2 ori primăria capitalei și va fost vreo 10 ani președinte. Al tuturor! Din acest motiv, vă mărturisesc că am urmărit cu multă atenție dezbaterea de astăzi. În mod categoric, voi face notă discordantă cu toți vorbitorii. De ce? Pentru că de la înălțimea experienței pe care am acumulat-o, nu-mi pot permite demagogia. Așa că o să vorbesc pe documente. Cu scuzele de rigoare că o să citez foarte mult, dacă domnul președinte va avea generozitatea să-mi lase ceva mai mult timp decât cele 4 minute. Domnule președinte, uitați-vă acolo, PSD-ul are 17,59. Vă mulțumesc, deci mi le acordă toate, da? Nu chiar toate. Nu chiar toate. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încep, pentru că cel mai sensibil lucru al Ordonanței 13 este cel legat de abuzul în serviciu. Toți am făcut un cal de bătaie din acest subiect. V-aș aduce aminte că eu însumi am avut dezbateri lungi, circa un an, la televiziuni și polemici cu presa pe tema definiției abuzului în serviciu din codul penal, adică articolul 297. Și pentru ca eu să vă pot transmite corect mesajul, vreau să vă citesc aliniatul 1 al acestui articol. Și el spune așa: fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act, vă rog să rețineți acest cuvânt, act, sau îl îndeplinește în mod defectuos, vă rog să rețineți și acest cuvânt, defectuos, și prin aceasta cauzează o pagubă, ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Avem obligația însă, după ce ca oameni politici, sau eu ca un politic, am contestat multă vreme această definiție, să privim în decizia Curții Constituționale, care... Declarațiile le vom comenta imediat de la ora 14, trebuie să...